calculator, niște imagini interesante, cu un proiect interesant ce ținea de educație și neapărat de școală. Într-o perioadă în care discuțiile sunt multe privind programa, privind interzicerea serbărilor de final de an, asta este o inepție totală, mă rog, discuții de pe la minister, și terminând cu ceea ce se credea a fi o ordonanță de guvern prin care, nu-i așa, sau o decizie a ministerului prin care copiii n-ar mai avea ce să facă teme acasă, că și așa sunt mult prea încărcați. Alternativa vine de la oamenii care studiază alte sisteme de învățământ și care, ce să vezi, le implementează ușor de tot în România. Elena Lotrean, fondator Școala Primară Finlandeză din Sibiu, să rămână bună dimineața. Bună dimineața. Despre care am auzit atâtea lucruri. Școala Finland, e sistemul de învățământ finlandez, nu neapărat e plin de finlandez la dumneavoastră la Sibiu, nu? Nu e plin de finlandez, din păcate. Este metodologia finlandeză pe care o implementăm pe curriculum românesc, pe programa românească. Este școala româno-finlandeză. Nu am luat un model pe care să îl punem ca atare în societatea românească, pentru că nu s-ar fi potrivit. Cei care sunt înscriși la școala finlandeză au cumva studiile echivalate în programa românească? Da, școala este autorizată de către Ministerul Educației. Păi și atunci ce atât de special? Special este felul cum, în care faci lucrurile, cumul este special. E participativ, este experiențial foarte mult. Lucrurile se învață prin experiment și prin joc. Noi am uitat, din păcate, să ne jucăm și am uitat să învățăm din joacă și să avem acel proces reflexiv prin care ne uităm la ceea ce am făcut în procesul de joc. Da, corect. Lumea o să spună, păi da, v-am zis, la ăștia particularii, toată ziua joacă, să băgăm cercul în cerc și pătratul în pătrat și în rest, domne, matematică, de ce nu pun mâna să învețe? Uite, le trebuie, nu știi niciodată când ai nevoie de 100 și 1000 de algoritmi. Mai ales dacă lucrezi la televiziune. O să-ți trebuiască odată și odată multă fizică, multă chimie. Mai ales dacă ești de la filologie. Mă rog, lucrurile nu stau chiar așa. Adică nu e o joacă continuă. Nu este o joacă, este o joacă supervizată, cu obiective de învățare. Nu este o joacă, într-adevăr, continuă, așa cum spuneați. Există un context de învățare. Profesorul, în momentul acesta, creează contexte de învățare, fie că ele sunt prin joacă, fie că ele sunt prin reflexie, fie că ele sunt prin stat pur și simplu și discutat sau predat clasic, cum am spune noi. Orice părinte interesat de soarta copilului lui știe despre modelul finlandez. Când vine vorba de învățământ, cineva aduce vorba despre modelul finlandez. Ce atât de special la modelul ăsta finlandez? Este atât de special că are rezultate. Ei au început o reformă acum aproape 60 de ani, iar după 60 de ani se văd rezultatele. Respectiv, se măsoară prin gradul de fericire al copiilor din școală și prin rezultatele la testele PISA. Testele PISA sunt niște teste de cunoștințe. Știi sau nu știi? Dacă nu știi, nu iei rezultate bune. Ceea ce înseamnă că ei fac ceva bine. Copiii sunt suficient de relaxați, astfel încât în momentul în care dau un test, să poată să pună toate cunoștințele pe hârtie fără frica aceea de, vai de mine, dau test, dau lucrare, dau teză panica, sau mă ascult. Panica de înainte de teză, da. Sunt cunoscute. Cum e un profesor la școala finlandeză? Un profesor este un om normal care iubește copiii, care în primul și în primul rând încearcă să creeze o relație cu copiii, pentru că pe baza acestei relații intervine după aceea procesul de învățare și copiii sunt mult mai cooperativi și mult cooperanți și mult mai deschiși în a asimila informațiile care le sunt oferite. Învățați și finlandeza? Deocamdată nu avem în plan aceasta prin niște voluntari din Serviciul European de Voluntariat care vor veni în școală în anii următori. Da, am avut chiar pe canapea o studentă la limbi străine, fino-ugrice, și deci vorbind maghiară vorbește și finlandeză destul de bine, și aveam povești interesate cu Narcisa Suciu, care a emigrat practic în Finlanda, a descoperit pe propria piele sistemul ăsta de învățământ și într-adevăr îi se pare și ei uimitor. Cum arată o zi din viața unui copil de la școala finlandeză din Sibiu? Româno-finlandeză, desigur. Da, româno-finlandeză, este important de menționat acest aspect. Este o zi ca oricărui copil, se trezește împreună cu părinții și amicul dejun, vine la școală. La cât școală... începeți? Începem la ora 8.
Începeți totuși la 8. Începem la ora 8, da, pentru că și majoritatea părinților încep la serviciu ca atare și atunci și copiii au nevoie să fie într-un loc sigur. Apoi se întâmplă orele până la ora 12 cu o pauză mai mare în care obligatoriu merg afară și în pauzele mai mici merg afară, dar în, depinzând și de... E practic un program normal, nimic special, doar că programa e altă. Programul e normal, programa e diferit. Metodologia este altfel. Da, în procesul de învățare este și partea de a lua masa împreună, își pun singur. Cât au nevoie, este felul de a, gestiona partea de hrană, felul de a împărți cu ceilalți ceea ce, există pe masă. Spuneți-mi, cu siguranță cunoașteți sistemul ăsta de învățământ românesc, ce se schimbă la fiecare ministru și pare că se schimbă în fiecare an, de la sistemul de a da bacul până la examenul de capacitate, până la diferențe între programele de acum 5 ani care sunt majore. Spuneți-mi, dacă puteți sintetiza, care este cea mai mare greșeală ce se face acum în ceea ce privește învățământul românesc? Cea mai mare greșeală? Pe sistemul finlandez, de multe ori suntem învățați să ne uităm la cel mai bun lucru. Să nu ne uităm la greșeală, pentru că așa suntem învățați în sistemul românesc, mm-hmm. Și asta poate să fie cea mai mare greșeală din punctul meu de vedere, să ne uităm la greșeli tot timpul. Tot timpul este subliniat cu roșu, să iasă în evidență greșeala. În momentul în care atenția noastră și focusul nostru este doar pe greșeală, o să începem să vedem în jurul nostru doar greșelile. Noi corectăm cu verde. Ce înseamnă corectăm? Înseamnă că subliniem sau încercuim acele lucruri care sunt aproape perfecte, pentru ca elevii să poată să aibă un standard despre cum să facă următorul lucru aproape perfect. Fără să vă dați seama, tocmai ne-ați dat o lecție în dimineața asta. Nu m-am gândit niciodată că noi suntem așa croiți, așa asamblați de mici, să vedem părțile negative și niciodată pe cele pozitive sau inversarea lor să fie invers proporțională. Mulțumim tare mult, Elena Lotrean, fondator Școala Primară Română-Finlandeză de la Sibiu, cu micile, cum să spun, nu neapărat sfaturi, micile exemple ce auzite de urechile potrivite, uite, pot da naștere la câteva minute de gândire, de plan, de ia uite mă ce am făcut, da, corect, că eu îi spun copilului tot timpul ce a greșit și mai puțin ce a făcut, îi spun și ce a făcut, dar e al meu, ce, îi spui tu mie cum să crezi copiii, lasă așa să învețe, că lumea era și la un moment dat o să spună, bă, mulțumesc, bă, că m-ai pregătit pentru lumea asta dură. Not? Mulțumim încă o dată. Este ziua Finlandei astăzi. Astăzi este ziua Finlandei. Este Moș Nicolae. Mulțumesc tare mult. Cookies. Niște turtă dulce. Sunt făcute de copii? Deserturi sunt făcute de părinții copiilor cu multă dragoste. Sunt dorite de copii și sunt acele deserturi sănătoase. Da. Deserturile cu miere. Ei, uite, nu sunt bune deloc, colegi. De-aia o să le țin eu așa, că să nu vă dau ceva ce să nu vă, Doamne ferește. Mm-hmm. Nu sunt bune deloc, aș mânca 6 borcane. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Să aveți sărbători luminate. Am urmărit cu gura.